Bună ziua, dragii mei, și la mulți ani, la mulți ani, dragi români! Recunosc, deși afară este frig, în sufletele noastre este căldură, pentru că inima bate românește, pentru că sufletul simte românește în pieptul oricărui român, oriunde s-ar afla pe această planetă. Un vechi cântec istoric ne spune că frații vor rămâne frați în veci, că Alba Iulia există și că totuși cineva i-a dat un rost. Așadar, dragii mei, acum, la ceas de sărbătoare, ar trebui să ne gândim cu și să ne aplecăm cu mai multă dragoste asupra rostului nostru pe pământ, asupra patriotismului care ar trebui să existe în fiecare și să nu uităm, să ne gândim totuși cu drag la versurile poetului Adrian Păunescu, poetul neamului românesc, care spune așa: bat clopotele cântând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotari, 1 decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Așadar, dragii mei, atâta vreme cât simțim, când suntem mândri că suntem români, să știți că aceste versuri vor avea un iz aparte pentru noi toți. La zi de sărbătoare, dragii mei, și noi vom mânca românește, produse românești, și ne vom gândi la planul pe care l-au făcut cei din Consiliul Județean Constanța cu câțiva ani în urmă. Apoi vom sta de vorbă cu fermierul care a obținut 8.000 de litri pe cap de vacă într-un an și nu are vaci puține, să știți, are 600 de vaci. Cum îl cunosc eu foarte bine, sunt sigură că o să dorească să bată recordul mondial și o să-l și bată, să știți, să obțină, zic eu, 1.000 de litri pe cap de vacă. Așadar, dragii mei, stați aproape de noi că o să-l cunoaștem. Stăm apoi de vorbă și cu doi oameni de afaceri care ne-au spus și au avut păreri diferite despre succesul lor. Pentru unul, succesul a însemnat flerul care l-a dus pe drumul cel bun, iar pentru altul a însemnat dragostea specială și magnetismul special care îl are pentru pământul pe care îl lucrează. Vom vorbi și despre flori, despre piața de răsaduri și, în final, dragii mei, ne vom odihni, zic eu, facem bine, într-un loc plin de bucurii, într-un loc unde o să ne găsim tihna și de sărbători și unde o să mâncăm cele mai bune bucate românești. Pentru că ne aflăm la 1 decembrie, ce urați românilor în această importantă zi? Să fie sănătoși. Unde e sănătate și credință, există bine. Să învețe să nu-și plece urechea la lucruri care n-au valoare. În acest ceas de sărbătoare, dragii mei, ne oprim într-una din cele 2863 de comune din România, care se află în Dobrogea, undeva între Dunăre și Marea Neagră, localitate bătută de vânturile dobrogene și mângâiată de valurile Dunării. Este vorba de comuna Cumpăna. Acolo fiica satului, doamna primar, Mariana Gâjul, să știți că este un bărbat și jumătate, o cunosc foarte bine, pentru că are un plan strategic și are foarte multe priorități. Tot timpul se gândește la cei 15.000 de locuitori care o îndrăgesc și iată, ar trebui împreună acum să o cunoașteți și dumneavoastră și să le spunem cumpănenilor la mulți ani! Sunteți, a spus, fiica localității Cumpăna. Ce mult înseamnă să fii bine ancorat în realitățile spațiului rural. Cu cât suflet vorbiți și cât legată sufletește vă simt de aceste locuri. Sincer, este firesc să fie așa atâta vreme cât, pe primul plan, executivul, cei 50 de salariați funcționari publici ai administrației publice locale a Comunei Cumpăna, condusă de un legislativ de 17 consilieri locali, având în vedere numărul de 15.000 de locuitori, nu fac altceva decât să pornească de la infrastructura educațională a sănătății. Sunt primele și cele mai de bază. Apoi ne orientăm la infrastructura propriu-zisă a rețelelor de canalizare, apă, drumuri, gaze și apoi drumuri. Așa am lucrat la Cumpăna și am suportat de-a lungul anilor, dacă vreți, biciuirile vorbelor locuitorilor care doreau deodată asfalt, să ieșim din oroi.
Noi n-am stosnit în acest moment, după 12 ani de mandat, cele 156 de străzi din Noroi. Mai avem încă multe, aproape jumătate. Dar ați făcut mai întâi, ați pornit cu începutul, absolut, ați pornit cu ceea, absolut, ce trebuia să faceți mai întâi, canalizările, nu cum se face, că de regulă se toarnă asfalt prin marile orașe mai ales, se toarnă asfalt și după aceea se vine poșta, gazele, nu mai știu cine, canalizarea și sparge asfaltul și a dat capăt. Și așa, și drumul acela la nivel de macadam sau de piatră pusă de-a lungul anilor a fost stricat în momentul în care anul acesta fondurile europene au venit pentru canalizare, urmând ca anul viitor să vină sau peste 2 ani au venit pentru gaze și a fost nevoie de intervenție repetată pe aceleași străzi de 2 sau de 3 ori. Abia acum când începem să asfaltăm, abia acum unii dintre locuitorii comunei Cumpăna au căpătat acea încredere, da domnule, Consiliul Local, primăria, primarul respectiv s-a ținut de cuvânt. Sunteți prim vicepreședinte a Asociației Comunelor din România. Cum ați reușit sau cum reușiți să, sau ce ar trebui făcut ca și alte localități să poată accesa fonduri europene, pentru că iată, se vorbește tot mai mult de faptul că nu am reușit să atragem toți banii de la Uniunea Europeană care ne-au fost repartizați pe exercițiul financiar 2007-2013. Ce ar putea face, cum ar putea face, cum să-i mobilizați inclusiv dumneavoastră ca asociație să realizeze măcar în parte ce ați reușit dumneavoastră în această perioadă la Cumpăna? Sincer, primarul are sarcina de a atrage fondurile financiare, de a afla care sunt proiectele de finanțare și de a alerga toată ziua la ușile ministerelor pentru a declara eligibile acele proiecte, pentru a vedea, a fi în pas tot timpul cu acea comunicare despre care tot se vorbește și să fie la zi. Echipa din primărie este cea care e forța. Acolo specialiștii de la toate serviciile, investiții, juridic, contabilitate, impozite și taxe, urbanismul, toate la un loc, sunt cele care duc la implementarea și scrierea, în primul rând, a proiectelor și implementarea lor. Ce trebuie să facem? Spuneți dumneavoastră, Asociația Comunelor sau președintele Asociației Comunelor nu este cel care scrie proiecte și aduce proiecte în comune și comunele le implementează. Asociația Comunelor este cea care duce comunicarea către fiecare comună care este înscrisă în asociație prin filiala județeană și primarul. Frâiele se află tot la nivelul localităților, ei trebuie să pornească, exact, să declanșeze. Problema este că noi, filiala județeană Asociației Comunelor Constanța, suntem aceia care prin reprezentanții săi, pentru că nu doar primarul este cel, președintele filialei este cel prezent la nivelul, numai el, la București, la loc consiliu director al Asociației Comunelor, unde colegul primar în calitate de vicepreședinte al filialei Constanța, domnul Delicoti, primarul comunei Poarta Albă, s-a aflat acolo și a ridicat una dintre problemele incompatibilității primarilor de la nivel de comune, care este o problemă gravă la nivelul României. Vă referiți, vă încruntați și vă întrebați, dar de ce? Da, de ce cu incompatibilitate, da. Sunt societățile comerciale de interes nu local, regional, în care Consiliul de Administrație, adunarea generală a acelei societăți, fac parte reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, respectiv primarii. ANI, Agenția Națională de Integritate, a considerat că aceasta contravine legii și că primarul nu are voie să facă parte dintr-o asemenea o adunare generală, deoarece este incompatibil, reprezintă interesele, hotărăște acolo proiecte care pot să-i aducă avantaje. Nu. Greșit. Avantaje primarului, avantaje comunităților. Exact, avantajele sunt ale comunităților. Dacă am ajuns să fim condamnați că ne străduim să accesăm fonduri europene, înseamnă că bine, nu ne facem curând. Și în acest moment, în comună, se execută un proiect de extindere a rețelei de canalizare și înlocuirea conductelor vechi de apă, conducte vechi de 50 de ani, în valoare de 4,5 milioane de euro. Păi cine? Cine știe mai bine, cine cunoaște mai bine și cine poate lua hotărâri? Odată, dar în același timp, eu la Cumpăna, în 10 ani, atrăgeam fondurile acestea din impozitele și taxele locale, fără să mai efectuăm alte lucrări. Deci eram obligați să facem acest lucru. E o problemă gravă aceasta a atragerii în instanță, acum trebuie să mergem în instanță ca să putem să ne dovedim nevinovăția. Ori tu, primar, ori donator de credite, nu stai să-ți consumi energia în acest sens. Tu trebuie să te duci
să poți să continui mai departe cu proiectele pe care, da, ai. Eu sunt sigur că aceste lucruri se vor rezolva, pentru că știu, asociația a intervenit în multe situații. Absolut. Și a rezolvat foarte multe din ele și cred că și asta va fi, și acest aspect va fi depășit. Dar revenind la agricultură, una dintre aceste probleme pe care Asociația Comunilor din România le-a ridicat este aceea a impozitului pe venitul agricol, pe care guvernanții au hotărât să fie încasat la nivelul autorităților locale, deci respectiv primăria, depus imediat a doua zi în bugetul central pentru a buge, fără să se mai întoarcă înapoi vreun leu la nivelul comunităților locale. O măsură greșită, au spus comunele din România. Și e greșită de ce? Pentru faptul că această sursă de finanțare, și așa mici de la nivelul comunelor, ar permite comunelor să fie cofinanțare la proiectele aflate în curs de derulare sau finanțare pentru obiectivele pe care comuna le are, investiții pe care le are de făcut. Și așa este sărăcit bugetul localității. Nu sunt de ajuns bani pentru dezvoltarea durabilă a localităților rurale. E nevoie să mai luăm și acest buget, să-l ducem la bugetul central, așteptând ca de acolo să vină repartizați din nou? Nu. Și atunci, Asociația Comunilor, prin glasul său, pentru că glasul Marianei Gâjul de la Cumpăna e zero. Da, da, e vorba de asociații. E altceva. Și atunci facem acest lucru solicitând ca cel puțin de la anul aceste probleme pe care Asociația Comunelor din România le stipulează la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Administrației, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale, să fie consemnate și să fie ascultate. Transmit tuturor românilor și naționalităților conlocuitoare din țara noastră să respectăm această țară și să ducem mai departe, să încercăm să facem România cât mai cunoscută pe glob, și vreau să afirm că sunt mândru că sunt român de naționalitate tare și care reprezintă comunitatea musulmană din Dobrogea. Să știți că Liga Asociațiilor Producătorilor din România, dragii mei, vrea să intre în Europa, vrea să adere la structuri similare europene. Asta în primul rând. Și în al doilea rând vom discuta despre fondul mutual. Să știți că lumea se întreabă ce este acest fond mutual, poate fi un FNI, nu, cine are grijă de bani, ce se va întâmpla dacă vremurile se schimbă, dacă vremea se schimbă, oare fermierii vor primi bani investiți? În sfârșit vom afla răspunsul la aceste probleme, la toate problemele acestea, și sper ca ele să fie în avantajul celor care chiar se bucură de ele. Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Laurențiu Baciu, a organizat o conferință de presă pentru a prezenta poziția Ligii în legătură cu trei teme de interes. Domnia sa a discutat problema fondului mutual, care, în opinia dumnealui, trebuie administrat de reprezentanții fermierilor, apoi a prezentat aderarea Ligii la ELO, Organizația Latifundiarilor Europeni, în final referindu-se la problematica vânzărilor de terenuri către străini. Laurențiu Baciu a oferit un scurt interviu în exclusivitate pentru emisiunea noastră. Domnul președinte, recent ați participat la o întrunire, să spun așa, a agricultorilor la nivel european. Unde a avut loc și despre ce a fost vorba? A avut loc la Atena, era vorba despre congresul unei organizații europene a latifundiarilor, prescurtat ELO, organizație din care de foarte puțină vreme, mai bine de vreo două săptămâni, face și România parte. Întâlnirea a fost în Grecia, la Atena. Și unde au participat reprezentanți din 27 de țări din Europa. Să înțeleg că toate țările membre are reprezentanți la această structură europeană? Da. Structură europeană care de fapt reprezintă interesele agricultorilor din toată comunitatea europeană vis-a-vis de autoritățile europene. A zis Organizația Europeană a Latifundiarilor, să înțeleg că este vorba de mari proprietari. Nu, a proprietarilor de teren. Așa îi traduce. Da. Proprietarilor, da, de teren. Care credeți că ar fi avantajul faptului că organizația pe care o coordonați, o conduceți în România, a aderat la asemenea structură? Păi, intenția noastră a fost de a ne înscrie în această organizație pentru ca interesele
producătorilor agricoli din România să fie auzite mai ușor de către cei care decid la ora actuală, ora exactă în Europa. Bun, să înțeleg de acum, organizație europeană la care a aderat la PAR, Liga Asociațiilor Producătorilor din România, cât sau cum va reuși să influențeze comerțul, să-l numesc așa, cu pământ în România, această organizație și respectiv organizația pe care o conduceți? Nu o să vă vină să credeți, dar această organizație chiar încurajează ca fiecare țară să-și păstreze teritoriul, să-și păstreze integritatea pământului suprafață. Pentru cetățenii din țara respectivă, chiar că nu încurajează vânzarea către oare altor persoane, unde asta ar însemna și stabilitatea regiunii respective și urmărirea, știu eu, a bunăstării în acea zonă, că știm prea bine că pământul este o resursă naturală inepuizabilă. Și un bun național. Și este și un bun național și nimeni nu-și dorește ca să aibă probleme sociale într-o anumită zonă, fiind ea în Germania, în Franța, în România sau în Lituania sau altă țară. Cum apreciați conținutul actului normativ recent promovat vis-a-vis de vânzarea terenurilor? Deci este o... Intenția a fost cu totul alta, de a obține un alt act normativ. La timpul ăla era de îngrădirea, știind că din 2014 liberalizarea prețurilor, era de îngrădirea cumpărării de către cetățenii străini a terenurilor din România. Asta s-a dorit, din păcate a ieșit cam de dat un draft de lege care îngreunează mai mult cumpărarea terenurilor de către români. Ce anume credeți că a determinat schimbarea aceasta de la o zi la alta aproape pe parcursul unei săptămâni, de la o viziune la cealaltă vis-a-vis de vânzarea? Chiar că nu cunosc care ar fi interesele, nici nu cunosc care a fost gândirea în final de a dus la acest draft de lege. Noi am venit cu ien propuneri care mare majoritate nu au fost luate în calcul, la care s-a găsit fel de fel de explicații și după cum ați constatat și dumneavoastră și noi, una am vorbit, alta a ieșit. După că viața merge înainte, am înțeles că e undeva pe la comisie această lege și dacă nici acolo nu își va găsi, nu îi se va da atenția cuvenită, este ceea ce v-am spus, va ieși o lege care va îngreuna circulația terenurilor în România. Credeți că prin vânzarea terenurilor la străini, cum spuneați și cum se spune, va influența negativ bugetul țării? Cu siguranță. Să nu cont de faptul că există în lume, ca să nu spunem în comunitatea europeană, în lume, un interes foarte mare privind cumpărarea de terenuri. Indiferent din ce colț al lumii vor să cumpere teren, știm prea bine că va veni timpul când acest suport pe care noi ne obținem, mâncarea, într-un cuvânt, va deveni foarte important pentru asigurarea siguranței, securității alimentare. Și astfel există un interes deosebit de către toți în a-și face o rezervă de care să fie siguri pentru viitor. La mulți ani tuturor românilor, să ne bucurăm de țara noastră minunată! Iar acum, dragii mei, am să citez spusele unui prieten al emisiunii noastre, care zice cam așa, dintr-un fir de iarbă se realizează cel mai complex aliment, laptele, iar ferma de vaci este o uzină fabuloasă, de pe urma căreia obții foarte greu profit.
Poate că are dreptate, dar așa vorbește fermierul nostru despre animalele sare. Și să știți că acum vom afla dacă în anul 2014 văcuța va mai supraviețui. Veți vedea și dumneavoastră lumina de la capătul tunelului, pentru că acolo ne va conduce chiar acum domnul doctor Mihai Petcu. Cu câte animale ați venit de data aceasta? De data aceasta am venit cu 6 animale, 4 care produc lapte și 2 junii gestante. Și niște exemplare frumoase. Eu am un efectiv sănătos, puternic. Câte animale mai aveți în fermă? Mai am 600 de animale, în care trăiește vaci cu lapte. Și pe medie anul trecut am vândut peste 1000 de litri de lapte de la fiecare vacă mulță. Un efectiv bun, sănătos, puternic. Nu am niciun animal șchiop. O revistă germană prezenta efectivul din țara lor cu 15% animale șchioape. Un efectiv rezistent, pentru că friza asta europeană a fost luată de suflet acum 100 de ani de americani, care au făcut Holsteinul și au selecționat-o foarte intens și ei pun 16 note și introduc caracterele animalului pe calculator și stabilește cu ce animal taur se împerechează și au ajuns la concluzia că a devenit așa de sensibil, că nu mai poate fi folosit decât o lactație maxim 2, un animal înalt, foarte fin, așa se zice că o anexă a ugerului. Recordul lumii știți că e la 100 de litri pe zi, la 3 mulsori, vă dați seama, asta este ceva fabulos. Fabrica de lapte, nu spuneați dumneavoastră? Da. Nu, vaca este o ființă, dacă veți, extraterestră, pentru că dintr-un pai obișnuit sau un fir de iarbă să faci cel mai complet aliment posibil, este o mașinărie și complicată, pentru că dacă alte specii, găina mănâncă, doarme și face ou, porcul mănâncă, doarme și face spor, vaca trebuie să rumege. Imaginați-vă că în perioada de vară poate consuma 100 de kilograme de furaje, 100 de litri de apă și 200 astea le rumegă încă o dată, le elimină din stomac, le rumegă, le introduce în alt compartiment și așa mai departe. Este o uzină fabuloasă așa și foarte greu de crescut și foarte greu de obținut profit, pentru că aștept 2 ani și jumătate până când vaca fată prima dată. Deci un efort. Și laptele fiind un produs perisabil, șanse să ai timp să negociezi prețul lui sunt foarte mici și atunci și prețul este. Ghinionul nostru, că față de țările avansate europene și așezate, acele au fabricile lor și dividendele se întorc la producător. Noi suntem la mâna lor. Vorbind acum chiar vorbind de piață, aș vrea să vă întreb dacă vaca de lapte mai are șanse. Știm foarte bine că din 2014 laptele neconform va dispărea de pe piață. Ce șanse mai are vaca de lapte în România și în gospodăriile mici? Eu zic că o luminiță ar fi prin aceea că s-a hotărât acum să se subvenționeze separat laptele pe care îl vinzi și separat animalul ca atare. Ce sume vorbim? Nu se știe precis. Se pare că ar fi 25 de euro pe 1000 de litri de lapte vânduți și 3-4 milioane pe cap de animal. Știți, eu sunt foarte supărat în ultimul timp pentru că neaveniți, sunt foarte mulți neaveniți care spun că universități străine au spus că laptele e cancerigen. Da, a mai apărut pe piață și acest subiect. Vreau să spun că acest lapte natural, care are antioxidanți, care are enzime, care are microelemente, care are unicelulare, de-astea, fac o horă împreună cu enzimele din stomac și digeră laptele. În momentul când consum un lapte sterilizat, toate aceste elemente vii ale laptelui dispar și atunci enzimele și acidul din stomac se chinuie să digere ceva mort.
Ăsta e motivul pentru care, mâncând lapte natural, de la un efectiv sănătos, pentru că noi le facem în controle permanent, este un beneficiu pentru un organism. Deci spunea să bem lapte, domnul Petcu, așa o să facem. Vă mulțumim tare mult pentru interviu. Cu multă plăcere și consumați cu încredere că este cel mai complet și sănătos aliment. Și de suprafețe de teren, de pășuni, da, pentru creșterea acestor animale? Da, am început să lucrăm o anumită cantitate, un anumit număr de hectare din jurul fermei. Lucrăm circa 1000 de hectare acum, sperăm să ajungem la 2-3000 de hectare. Cu ce le cultivați? Le cultivăm cu cereale și furaje pentru ferma de bovine. Dar lucrul cel mai important pe care vrem să-l facem este să folosim toate dejecțiile noastre de la ferma de porc, să le folosim ca și fertilizant pentru aceste culturi. De fapt, să nu mai folosim denumirea de dejecții, să folosim denumirea de fertilizant și acest fertilizant să fie folosit. Și în acest moment, care este managementul de gestionare a deșeurilor, a dejecțiilor? Avem stație de epurare, folosim o parte din aceste dejecții, pentru că avem 1000 de hectare, dar pentru a folosi în cea mai mare măsură toate dejecțiile pe care le vom avea și le avem și acum din la evacuarea din fermă, avem nevoie de circa 2500 de hectare. Am vorbit de producție, de fermă, să vorbim un pic și de procesare. Ce capacitate are fabrica noastră de procesare? Ce sacrificăm noi la abatorul de la Șercaia, abator la norme europene, pleacă, sau mă rog, 90-95% pleacă la fabrica de procesare din Poiana Mărului, la Sergiana. Avem o capacitate de producție de 30 de tone pe zi. Procesăm între 20 și 30 de tone, sigur depinde de sezonalitate, o producție medie înseamnă cam 25 de tone pe zi, vindem peste 50% din producția noastră prin magazinele noastre, peste 50. Deci închideți și lanțul comercial? Oarecum închidem lanțul comercial, avem și o divizie de Horeca, avem 5 restaurante în Brașov, 5 săli de nunți, folosim și acolo materiile prime provenite de la fabrica noastră de procesare din Poiana Mărului. Vă mulțumesc foarte mult și succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc pentru dorința dumneavoastră de a cunoaște cât mai multe din ceea ce fac fermierii, procesatorii și consumatorii din România. Urez de 1 decembrie cele mai sincere salutări tuturor ascultătorilor și în primul rând să fie mai multă armonie în țara asta, să lăsăm ura și disprețul care nu ne caracterizează pe noi, pe români. Contează cu adevărat forma de prezentare a ambalajului în decizia consumatorului de a-l cumpăra, pentru că ambalajul de fapt te ademenește, ambalajul te face să cumperi un produs, așadar aveți grijă, trebuie să investiți în ambalaj. Haideți să vedem ce putem face. Domnul Dobre, v-am văzut, v-am găsit aici aproape și împreună cu procesatorii din industria alimentară. Cu ce veniți și de ce lângă ei? Procesatorii din industria alimentară sunt de fapt clienții sau, să spunem, partenerii noștri, pentru că afacerea noastră este strict legată de afacerea procesatorilor. De fapt, ce înseamnă ceea ce faceți dumneavoastră? Ce le oferiți? Noi oferim, să zicem, în modul simplu și strict, să citim pe cartea de vizită mașini de ambalat, dar dacă este să mergem mai departe, nu oferim doar mașini de ambalat, ci oferim o soluție completă, o soluție de care procesatorii au nevoie, pentru că până la urmă dânșii nu au nevoie de o mașină de ambalat, ci au nevoie de un ambalaj, au nevoie de un concept, au nevoie de un produs pe care să-l vândă. Deci le oferiți, să zic așa, tot pachetul necesar până a expune consumatorului? Sigur, este mai mult decât să expunem, da, pentru că fiecare client, fiecare produs are cerințele lui. Are nevoie, nu știu, de termen de garanție sau are nevoie de grafică sau are nevoie de gramaj mic sau gramaj mare. Sunt multe cerințe care trebuie să fie îndeplinite de un ambalaj înainte de acesta de a ajunge pe piață. Și
studiul acesta e foarte important, pentru că până la urmă trebuie să oferi consumatorului final. El este cel care decide până la urmă dacă ambalajul respectiv este bun sau nu este bun. El este cel care cumpără sau nu îl cumpără. Și câteodată ambalajul vinde produsul. Depinde cât de artistic și cât de bine este făcut. La prima vedere este așa, dar atenție, este o mare greșeală și o spun întotdeauna partenerilor noștri, poți să păcălești clientul odată cu un ambalaj bun, dar ceea ce pui în ambalaj nu se schimbă. Fără îndoială, așa este. Da, și atunci dacă degeaba e un ambalaj frumos dacă nu ai și un produs bun. Și atunci, ok, ambalajul poate să atragă privirea, dar ceea ce este înăuntru trebuie să fie bun, ca data viitoare, ambalajul care a atras privirea, gustul a spus, mai am o dată. Asta nu este sub controlul nostru, dar asta încercăm să sfătuim. Și amândouă la un loc, ambalajul și produsul de calitate, face ca până la urmă produsele în sine să se vândă foarte bine, să atragă consumatorul să vândă foarte bine. Aceasta este ideea. Un ambalaj trebuie corelat foarte bine cu produsul respectiv. Și dacă există această corelație, clientul nostru, respectiv procesatorul, este mulțumit și clientul clientului nostru, respectiv consumatorul, este mulțumit. Da, asta e. Bun, dumneavoastră vindeți echipamente, am înțeles despre ce este vorba, dar ce se întâmplă cu întreținerea lor? Bănuiesc că niciun echipament de acest gen nu funcționează la infinit. Să mai sparge un șurub, să mai rupe o bidă, să întâmplă ceva. Noi spunem că vindem mașini foarte bune, dar orice mașină, indiferent ce mașină, de cine este produsă, se strică sau nu se strică, se uzează sau există, da, există defecții. Și atunci ideea este că discutăm de o industrie în care termenele de livrare, în momentul în care discutăm de produse perisabile, cerințele sunt foarte stricte. Și atunci orice mașină ar fi, trebuie să aibă service. Și este... De fapt, aici am vrut să ajung, asigura și serviciul post-garanție. Este mândria noastră că reușim să avem o rețea de service în toată țara. Avem 8 puncte de lucru. Avem 8 tehnicieni de service. Nu trebuie să călătorească cineva din București să repare o mașină în Cluj. Cât de cunoscută este firma dumneavoastră la nivel național și hai să zicem și la nivel internațional? Firma pe care o reprezentați, de fapt, dumneavoastră în România. Lider de piață. Dar nu, cum să spun, nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar este politica pe care o avem în toate țările din lume. Trebuie să fim aproape de client. Trebuie să fim aproape ca să-i oferim ceea ce are nevoie. Și încă o dată discutăm de o industrie foarte, foarte, cu cerințe foarte stricte. Mâncarea nu așteaptă. Sunt produse perisabile, se alterează, trebuie să fim acolo lângă clienți. Repet, cât de cunoscută este firma în lume și în România, bineînțeles. În lume suntem 60 de țări. Firma e prezentă în 60 de țări prin propria structură, prin propria organizație. Iar în România, la fel, avem propria organizație, avem propriile centre, puncte de lucru locale. Cât salariați aveți? Câte locuri de muncă sunt ocupate prin activitatea care desfășurați? În mod direct, noi avem 60 de angajați. Care se ocupă de service, marea majoritate, dar și de vânzare. De service, de vânzare, de proiectare, de întreținere. Avem o întreagă structură, pentru că nu este simplu să gestionezi la nivel național o asemenea. Enumerați așa câteva echipamente mai importante pe care le livrați procesatorilor din România. Hai să spunem altfel, e mai greu să enumăr unde nu livrăm. Adică... Nu, atât cât să poate ieși în evidență ceea ce faceți și ceea ce livrați dumneavoastră, ce oferiți potențialilor colaboratori. Ok, nu mă simt cum foarte bine să spun, dar majoritatea procesatorilor mari sunt clienții noștri și oferim soluții poate de la o firmă mică, până la un procesator industrial, până la un lider de piață, adică liderii de piață, de fapt, sunt clienții noștri. Bine, vă doresc mult succes, mulțumesc pentru timpul acordat și succes mult în afacerile pe care derulați în România și poate nu numai. Da, mulțumesc frumos! Le urez multă sănătate, înțelegere, prosperitate,
și să fim alături unul de altul ca să putem învinge orice neplăcere, orice greutăți pe care le întâmpinăm. Este un om de sat, adică așa se spune în Telorman, adică toți locuitorii au încredere în el. Lucrează câmpul și se bucură de produsele lui de pe o suprafață de 2700 de hectare. E, nu-i lucru ușor și nici hectare puține. Despre avantajul de a lucra o asemenea suprafață ne vorbește chiar fermierul. Când vă căutam aici prin curtea asta uriașă, pe unde văd că aveți foarte multe utilaje agricole, mașini agricole, autocamioane, bănuiesc că o parte sunt în câmp. Am văzut într-un colț acolo și niște ponei. Deci aveți și așa ceva. Aveți mai toate categoriile de animale, să înțeleg. Soția și cu copiii, cam patru băieți. Să vă trăiască. Sunt și bunic de 8 luni și de 3 săptămâni de zile. O nepoțică și un bunic fericit. Da. Și să vă trăiască, să fiți sănătos. Mulțumesc la fel, Doamne ajută. Și știind că îmi plac cai, mi-au făcut cadou cai. Cine? Soția și cu copiii. Frumos. Da. Și câte capete aveți? Eu văd două. Am vreo șapte cai. Am pur sânge arab, am un Murano semigreu, un Percheron mamă și fică, am pur sânge arab mamă și fică și mai am tot la fel un pui de armăsar. Deci e animale de valoare, nu așa din târg, nu? Da, genetică, da? Da. Eu mai cărăresc așa, dar mai încet nu prea pot să alerg decât pe manej unde este misiunea. Bun, am trecut așa un pic... Da. Mai mult, să spun, prin sectorul zootehniei, prin ce ați făcut dumneavoastră cu acest sector în timp. Ce facem în sectorul vegetal? Am înțeles? 2700 de hectare? De hectare. Cu ce le cultivați? Am arendă pe 25 de ani de zile. Cred că nu prea ți-a auzit în România așa ceva. Dar e foarte bine, pentru că în pământ, până la urmă, se investește. Se investește inclusiv dacă trebuie să luăm în calcul mașinile agricole pe care le achiziționați. E investiție care trebuie să o justifice, să se justifice până la urmă în timp. La început oamenii erau reticenți când au zis. Am făcut pe 5 ani de zile, după care am făcut pe 10 ani când a fost cu Sapardu. Da. După care am făcut pe 15 ani, după care am făcut pe 25 de ani. Și zice, domnule, și vrei să ne iei pământul? Măi, frate, cum să-ți iau pământul, mă? Sunt om de sat aici. Știți că aici la țară mai zice, măi, și al cui neam ești, al cu tare. Da, da, da. Dacă... Dacă tu era bețiv sau nu știu ce, sau nu te să băga, dacă știi... Știți că e vorba aia, ce naște din pisică și are-și mănâncă, zice, dacă e om cum se cade din familie... După mama, tata și bunicul, toate neamurile mele sunt în Bragadir, sat apropiat, unde sunt două sate lipite, un gant, unde am fermele și dincolo și din... Și bunicul meu a fost 14 frați. Au fost 9 la război și s-au întors 5. Înțelegeți? Și un neam așa mare, n-am avut probleme, n-au știut lumea de oameni de treabă și așa mai departe și așa am reușit ca să fac pe 25 de ani de zile cu oamenii arendă. Și așa au avut încredere în afacerea asta, să-i spun. Și le dau la oameni 800 de kilograme produsele care vin să ridică, 110 kilograme le cu reținerea la susă conform noului cod civil și noului cod fiscal. 110 kg și le mai dau și un bonus, le plătesc la primărie eu impozitul pe teren. Și acum să vedeți că trebuie să mai refac sau să mai fac un act adițional, că din foamea asta a guvernanților, din nevoia de a strânge bani cât mai mulți la guvern, ne mai împovărează și cu cei 5,5%. Ceea ce eu consider că... Pe cel care exploatează terenul. Da, cred că e o idioție din partea mea. Gândiți-vă că dumneavoastră ați muncit, da? Sunteți pensionari. Sau munciți în continuare și plătiți aia 5,5%, da? Am o casă, trebuie să plătesc închiriată 5,5%, da? 5,5% pentru ce sau pe ce plătiți? Pentru suprafața, pentru producția evaluată, pentru suprafața? Da. Și mai aveți și are pământul în arendă la mine și mai dați. Deci dumneavoastră dați de 3 ori 5,5%. Dacă aveți 5 case, de 5 ori 5,5%. Și acum trebuie să refac că eu aveam 910 kg scris pe contract, 800 la oamenii și 110 la. Și acum trebuie să le fac un act adițional, că nu pot să zic la om, dacă, și așa eu dau cel mai mult pe aici, prin zonă. Și a zis, bă, știi care chestia, nu mai mă interesează pe tine cu 5,5%, lăsați-mă
cu pace, cu 5 lei. Acum trebuie să refac, dacă tot fac o chestie dintre asta de la, am făcut-o de la început așa, și acum trebuie să refac, că de la 910 kg trebuie să trec 954 de kg. Deci trebuie să mai dau încă 44 de kg în plus. Și gândiți-vă că eu nu știu ce... Ca să puteți justifica până la urmă producția. Că dacă era bun, dacă era bun chițoiul la mie, așa ca finanțist, îl oprea ăștia pe la vreo bancă, pe undeva n-ajungea Ministerul de Finanțe ca să ne zăpăcească pe toți. Înțelegeți dumneavoastră? Gândiți-vă că am undeva în vin viile CAP-ului, când s-au spart viile, cum s-ar spune, le-au dat la oameni câte 6 ari, 8 ari, cât a vrut să ia. E, gândiți-vă acum, că zice că dacă el pe 7 ari, pe 6 sau 8 ari, ia de la mine vreo 7 lei sau 8 lei arendă, până 10 lei arendă. Eu, dacă are numai suprafața aceea, trebuie să-i plătesc 5,5%, care e pe minimul. Adică eu trebuie să plătesc, cât este, 800 salariu minim. Eu trebuie să-i plătesc 5,5%, deci omul acela trebuie să mai vină cu bani de acasă, da, să mai dau mie ca să plătesc în continuare 5,5%. Deci niște chestii împovărătoare pentru agricultori. Da, deci aveți, spuneți, mai toate categoriile de animale, vă plac foarte mult. Dacă, aveți, ce câini aveți? Ce rase aveți? Am Rottweiler, am lup. Aha. Am niște ciobănești carpatini, mioritici? Carpatini. Carpatini. Aha. Frumoase exemplare. Da, frumos. Utilaje ce aveți? Pentru 2700 de hectare cred că aveți nevoie de... Am utilaje în jur de vreo... O gamă destul de largă de utilaje. De vreo 2 milioane jumătate, 3 milioane de euro. Ce înseamnă asta? În ce... Tractoare, semănătorii. Tractoare chei smart de 300 de cai putere, semănători Wadestan, discuri grele, ușoare, carrier, pluguri Gregoa Besson, adică știți vorba lor. Utilaje performante și combine aveți pentru recoltat. Combine am pentru recoltat, acum chiar duminică am semnat cu New Holland pentru un la contract? Anul, un contract pentru o combine mare de cea mai mare combine pe care au ei și pentru un tractor dintre la de 670 de putere. Am văzut-o chiar acolo unde se fabrică în Belgia. Am Jaguar care l-am luat acum vreo câțiva ani de zile. Am dat 278.000 de euro pe el. Pentru tocător, pentru furaje. Pentru furaje. Adică sunt utilaje destule. Înțelegi? Adică poți păi 2700 de care nici nu că poți să le rezolvi, să le lucrezi, să le exploatezi corespunzător fără un asemenea set de utilaje. Am oameni, am vreo 2-3 oameni în plus pe utilaje. Dacă se întâmplă ceva, am intrat și la semănat și noaptea. Dar ia spuneți-mi, dacă se întâmplă o defecțiune în timpul campaniei, la un tractor, la o combină, serviciul cum e asigurat? Că sunt am înțeles de la foarte mulți colegi de dumneavoastră din producție, administratori ai unor exploatații agricole, că sunt extraordinar de bune aceste utilaje străine, care vin de afară, dar când se defectează o mare problemă cu privind costurile. Am un băiat care are 7 clase. E chiar vis-a-vis de aici, lângă mine, în spatele casei. Aha. A lucrat de mic pe aici, prin fiare. I-am plătit școala de șofer și a luat toate gradele într-o singură zi. El își merge și cu tirul. Uh-huh. El este și mecanicul șef al fermei. Uh-huh. Și el se pricepe. Le spune, am defecțiunea cu tare. 85-90% din reparațiile pe care le fac, da, le fac aici în cadrul fermei. Pentru că am băieții foarte buni, o echipă tânără. Bun, faceți reparațiile ușoare, dar trebuie să înlocuiți o piesă. Și la piese. Mai ales senzorea electronică. La senzor, la restul, tot ce e mecanic... Bun, mecanica, da, se poate face 80-90% sau 95%, între 80-95%, totul le fac aici. Da, înseamnă că aveți și oameni pricepuți, buni. El, știu să și exploateze corespunzător utilajele, pentru că și asta contează foarte mult. El se uite la piese și dă comandă prin internet ce piese să-mi vină. Deja până când... Ajung ei, aici, am ei, demontează, ei demontează, vine piesa. Ei tot, îmi fac și alte deci și alte chestii. Deci cât demontează ei aici, vine piesa și o înlocuiește. Da. Asta e un lucru extraordinar. Ia să vă văd exemplarele dumneavoastră. Da, uite, ăsta mie îmi place cel mai mult. Domnul... Este pur sânge arab. Ce frumos e. Samira, ce faci, tată? Hai. Da, e superbă. Hai. Ce mai aveți aici? Mai am doi semigrei. Mhm. Uh-huh. Da, și ăsta e frumos. Are 3 ani jumate. Oh.
este fica celui de aici. Și veniți, cred că zilnic treceți pe la ei, că acum când am venit noi, gândiți-vă de aici că așa. Eu de cât am plecat sâmbătă seara de aici și luni dimineața la ora 6:30, 7 fără un sfert, eram aici, de la București am plecat. Da, în celelalte zile ale săptămânii cred că sunteți mai mult printre ei pe aici. Păi dacă tot stau tot timpul aici. Da, ia. Și ăsta? Și ăsta e un Murano. Otelo. E o rasă grea, da, nu? Da, dă-te înapoi. Da, semigreu. Da, superb. E, domnul Civu, am văzut măcar o parte acum și cred că continuăm să vedem și restul. Din tot ce ați realizat aici, ce-mi rămâne decât să vă felicit pentru curajul, pentru inițiativa, pentru tot ce ați făcut. Cred că puteți constitui un exemplu pentru mulți dintre cei care ne urmăresc acum, pentru că ați avut, repet, curajul să faceți ceea ce ați făcut, practic din nimic. Dintr-o mașină cu care transportați legume, oameni și uite, ați ajuns să realizați și să aveți, să dețineți o exploatație agricolă de 2700 de hectare, și un efectiv de animale, chiar dacă acum nu mai este cel cu care ați început, este totuși un efectiv care satisface, să zic așa, dorința, doleanța dumneavoastră și hobby-ul dumneavoastră de a crește animale. Am văzut și cai superbi, chiar dacă efectivul nu este, e suficient pentru hobby-ul dumneavoastră. Vă felicit pentru tot ce ați realizat. Măcar să mă aveți așa cât un refugiu în ceea ce mai facem pe aici. Adică să ne mai liniștim și noi. Și pentru mine liniștea înseamnă când mă duc să mângâi poneii, să mai încali cât un calp așa de când în când, cu toate că nu prea am voie să călăresc, că sunt operat de hernie de disc. E, da, așa, sau o ușoară, o scurtă plimbare așa pe cal face bine, te destinde așa, parcă te desprinde de treburile zilnice, de problemele zilnice. Te degrebezi așa de... Cum v-a venit ideea? Că am văzut-o de când am intrat aici în curte, în timp ce vă căutam, am văzut statuia asta cu vaca și vițelul. Un semn al dragostei pentru animale, eu i-a zice, a lui Victor Chivu. Este adevărat? Da. Un fel de emblemă am vrut eu să fie, pe care cam a pus emblema asta așa în ghilimele spus, dar nu se știe dacă guvernanții vor face ceva pentru noi în viitor, adică să fie așa. Adică nu? Dacă lucrurile vor reveni la normal din punctul dumneavoastră de vedere, din punct de vedere al crescătorilor de animale, reveniți la a crește animale, pentru că este totuși un sector rentabil greu. Da, greu, este foarte greu. Industria grea a agriculturii, dar e și nevoie și eu am asemănat așa creșterea animalelor cu turnătoria, cu fonta. Așa e. Acolo, de la industria grea și foc continuu. Da, foc continuu. Deci foc continuu 24 de ore din 24, 365 din 365, trebuie să fii lângă animal. Numai și numai lângă corect. Animale. Așa este. Vă felicit pentru tot, domnul Chivu. Vă las cu bine, Doamne, să fiți sănătos. Mai bine. Doamne ajută, cu respect. Lumea satului, lumea afacerilor tale. Doar până la 15 decembrie beneficiați de o reducere de 20% pentru abonamente la revista Lumea satului pe anul 2014. Este Ziua Națională României. Ce pot să le urez decât multă, multă prosperitate și multă bucurie, să se bucure cu adevărat. Eu organizez în Comuna Albești Ziua Națională a României pentru că mi-e drag acest pământ. Vorbim acum despre răsaduri de legume și flori dintre cele mai arătoase și cele mai dezvoltate, păi doar vin din Italia, nu? Și sunt produse în sistem biologic. Dar eu stau și mă întreb, mai oameni buni, oare noi când o să putem produce așa ceva, că doar nu ducem lipsă de specialiști? Păi n-am dreptate. Cu ce vă prezentați acum aici și în România în mod deosebit? Ne prezentăm pentru piața din România cu răsaduri de legume profesionale pentru producătorii de legume din țara aceasta. Ne prezentăm cu flori de sezon anuale, toată gama de flori de sezon, de la anuale, bienale, butași de pelargonium, butași de plante de balcon,
butaj de plante de ghiveci, aromatice, plante perene, trandafiri. Unde se obține materialul zăitor care îl aveți aici? Se obține în Italia, în serele noastre din Paese Treviso, pe o suprafață de 35 de hectare, tot ultimă tehnologie. Toate produsele sunt produse pe sistem biologic, 85% și 100% materialul răsadul de legume și aromaticele. Care este piața dumneavoastră de desfacere? O produceți în Italia, unde desfaceți? Numai în România? Piața noastră de desfacere este toată Europa, acoperită complet, în proporție de 80%, Orientul Mijlociu până în Asia. În România cam ce piață aveți? Care este cota de piață, să spun așa? În România, cota noastră de piață, suntem în momentul de față, în 2013, la un nivel de 80% acoperit toată țara. Și de când activați în România? Că dacă sunteți la 80%, înseamnă că sunteți deja bine cunoscuți. Activăm de aproape 3 ani de zile. Și înainte, am înțeles că ați mai avut ceva tangențe cu agricultorii români, cu legumicultorii români, dar nu așa pe o scară largă. Am avut, dar nu a fost nimeni fix aici, niciun responsabil. Din cauza aceasta nu s-a putut, oamenii n-au putut să vadă cine suntem cu adevărat. Ce specii solicită mai mult legumicultorii români sau floricultorii? Că am înțeles că aveți și specii floricole. Majoritatea cer hibrizi de o anumită calitate, hibrizi care dau o producție foarte bună și plante foarte viguroase în general. Ca nivel de preț, comparativ cu ceilalți comercianți de astfel de produse pe piață, cam unde vă aflați? Adică sunt interesați legumicultorii să vă caute? În primul rând, la nivel de preț cu comercianții români, noi nu putem să facem comparație cu comercianții români. Noi suntem producători direcți, fără costuri de intermediere. Prețul este pe măsură în favoarea clientului. Deci să înțeleg că prețurile oricum sunt mai mici dacă nu intervin intermediari. Prețurile sunt mai mici la jumătate de preț față de ceea ce e pe piață. Vă doresc succes cât mai mult pe piața românească. Mulțumim mult, vă mulțumim și încercăm să oferim clientului nostru produsele cele mai bune pentru a avea o producție mai departe foarte bună. Le doresc să aibă parte de multe, multe realizări și, bineînțeles, să rămână așa cum sunt, pentru că sunt niște oameni minunați românii, oriunde s-ar afla. În preajma sărbătorilor de iarnă, dragilor, vă fac acum o invitație într-un loc îmbrăcat în istorie și binecuvântat de Dumnezeu, unde verdele bucegilor este acum înlocuit de albul zăpezii. Un loc este special pentru că vorbește despre o legendă, pentru că acolo există, se află un muzeu și un castel care este vizitat de toți locuitorii planetei și acolo, la Han, veți fi întâmpinați de brăneni cu ospitalitate, cu bucate românești și cu tradiționalul. La mulți ani! Situat între munții Bucegi și Piatra Craiului, la 30 de kilometri de Brașov, există un loc de legendă care atrage turiști din toată lumea. Castelul Bran păstrează amintirea unui conte transilvanean, stăpân al unui castel ridicat undeva pe vârf de stâncă, de unde străjuie pe valea râului șerpuind prin Principatul Transilvaniei. La numai un minut de legenda contelui Dracula, un alt punct de interes târnește curiozitatea turiștilor, complexul hotel-restaurant Hanul Bran. Bună dimineața, mă bucur să vă cunosc. Domnule, ne întâlnim după mulți ani. Să trăiască veterani de turism. Mulțumim mult și bine ați venit la noi. Haideți că sunt nerăbdătoare, vreau să văd ce ați reușit să faceți ce toți acești ani. Domnul Cioacă, ați făcut lucruri frumoase aici, atmosfera este primitoare, este frumos. Văd că aveți și o carte de onoare aici, a scris cineva în ea până acum? Da, este scris în ea, chiar puteți citi, multe pagini sunt scrise. Ia să vedem ce scrie. Să vedeți ce... Petrecem de câțiva ani vacanța de iarnă la Hanul Bran. De fiecare dată aceeași primire călduroasă și serviciu ireproșabil. Liniștea și pitorescul acestei localități te fac să regreți
când pleci și să aștepți cu nerăbdare să revii. Foarte frumos! Este chiar și vedeți, prima pagină. Și... În 2006. Sunt destul de multe pagini scrise, avem văd. Și de străini și de, dacă știți limba chineză, avem SUA, scris și de stați chinez. Puțin, Satul Mare, Statele Unite, familia, ei, nu înțeleg, Savoy, Savoy, cred. Thank you for lovely staying. Foarte frumos au scris. Ia uite, și desene inimioare. Frumos. Înseamnă că oamenii chiar s-au simțit bine la dumneavoastră. Da, nu avem decât numai... Aici chiar nu mai înțeleg, nu pot să vă mai traduc, îmi pare rău. Probabil au fost niște străini și au lăsat... Și arabi, wow. Și toate care... Niște... Nu... Asiatici, probabil, n-aș putea să spun ce... Poate ne spune doamna de la recepție cine a scris aici. Aveți idee? Un grup de chinezi. Un grup de chinezi, da? Și au ținut să-și lase amprenta personală în cartea de onoare. Mai revin acum. Da? Serios? Drag. Da, foarte frumos, foarte frumos. Trebuie să ne ajute guvernul, pentru că eu produse bio vând în această unitate de când fac eu acest comerț de alimentație publică. În 2014 am 50 de ani și de atunci am crescut oi și animale. Și pe vremea comunistă am avut multe, multe probleme că de ce vând carne și brânză și asta de la mine, care eu aici la unitate creșteam în jur la 200 de porci pe an și care îi tăiam și desfăceam aici. Și pe vremea lui Ceaușescu nu dădea voie să facem friptura mai mare de 100 de grame. Eu am spus cine nu are carne să facă de 100 de grame. Eu totdeauna am avut carne și n-am ce, dar nici la mic, nici la carne am făcut-o micul de 50 de grame. Și, adică vă onorați clienții cu adevărat. Da, și totdeauna am avut produse bune și preparate le-am făcut la noi în unitate. Și mititei și pastramă și de toate și ce facem, brânzeturile toate se face numai la mine în ferma mea. Restaurantul Hanului este compus din mai multe săli și terase de vară, cu o capacitate maximă de 600 de persoane și vă oferă meniuri tradiționale românești cu specific zonei brănene. Spuneți-mi, domnul Cioacă, cu ce îi întâmpinați pe turiști în perioada de iarnă, în perioada sărbătorilor? Ce le pregătiți? Toată perioada asta de iarnă noi ne ocupăm cu tăierea porcului. Facem și o expoziție și cu vânzare de produse tradiționale și bio, care voi face din 6 decembrie, am preconizat acest lucru. Și un târg de produse tradiționale. Un târg de produse tradiționale din 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, și continuare noi la cererea turiștilor și întâmpinarea turiștilor le... Facem tăierea porcului, le facem focul lui Sumedru, foc de tabără și tot din aceste tăchitură, pomana porcului în permanență. Și așteptăm turiștii cu încredere să vină la noi, că produsele sunt toate tradiționale și toate din ferma noastră proprie. Care este meniul specific locației dumneavoastră? Ce vă reprezintă cel mai mult? Ce ne reprezintă cel mai mult e castelul cotlet cu cartof Dracula, specialitatea Hanului. De ce cartof Dracula? Sau cum arată, măcar, spuneți-ne? Sunt trași în țeapă. Sunt trași în țeapă, așa ai servit? Așa ai servit, trași în țeapă. Sunt de lui Vlad Țepeș. Hanul Brand dispune acum de o capacitate de cazare mărită, camere și apartamente construite și amenajate după normele europene. 100 de locuri de cazare își așteaptă turiștii în cele 46 de camere și 3 apartamente, decorate cu gust și eleganță în stil clasic, fiecare cameră având propriul design. Îmbinând utilul cu plăcutul, Hanul Brand este de asemenea alegerea cea mai bună pentru organizarea de traininguri și seminarii. Am vizitat împreună Hanul Bran, am văzut terasele, am văzut camerele, restaurantele. Acum ne aflăm într-o terasă interioară foarte interesantă și o atmosferă foarte plăcută aici. Nu v-am întrebat ce facilități oferiți grupurilor, oamenilor de afaceri și chiar tinerilor care vă vizitează.
Pentru oamenii de afaceri, pe lângă condițiile care le avem toate de cazare, de sală de mese, toate avem și sală de conferință care are 60-70 de locuri în bune condiții, dotată cu tot ceea ce trebuie pentru sală de conferințe. Sonorizare. Sonorizare, totul. Pentru tineret avem o discotecă peste 100 de locuri care dotată și aceea foarte bine cu tot ce trebuie, cu aparatură muzicală, cu televizor, tot ceea ce trebuie, masă de biliard care este acolo, avem și pentru tinere, pentru toți. Domnul Mihai, vă rog dumneavoastră să încheiați această zi superbă și să-mi spuneți cum v-ați simțit astăzi aici, revenind după atâția ani. Să știți că am emoții pentru că într-adevăr am văzut niște lucruri formidabile realizate de veteranul din turism de pe vremea mea, domnul Cioacă, și rămân uimit pentru că s-au realizat atâta. Trebuie promovat însă în continuare la târgurile din străinătate. Dacă înainte de 90 nu scăpam un târg, vorbesc de Brașov, până la Brașov, deși aveam de urnă de $2, dormeam la ambasade, n-a existat să nu promovăm, trebuie să fim cunoscuți. Sigur că Hanu Bran și Branul este cunoscut, dar una este să fie cunoscut, altceva ca la aceste târguri să faci contracte cu firme renumite din toată lumea. În încheiere aș vrea să vă spun o vorbă de-a lui taică-meu, Dumnezeu să-l odihnească, ardelenească așa mulți ani că ne-am întâlnit. În locul unde trecutul se îmbină cu viitorul, când timpul zboară, dar parcă stă în loc pentru a-ți lăsa răgazul să admiri împrejurimile, complexul hotel-restaurant Hanul Bran este locul ideal pentru a te retrage într-o seară friguroasă de iarnă. În încheiere doresc ca de 1 decembrie să transmit tuturor românilor sărbători fericite la mulți, mulți ani și să fim mai uniți. Recunosc, dragii mei, e foarte frig în parc, dar mă gândesc cu căldură că vin sărbătorile. Crăciunul chiar ne bate la ușă, să știți, și floarea specifică sărbătorilor, steaua Crăciunului, gata, o să înflorească. Asta dacă am știut să avem grijă de ea tot timpul anului, pentru că specialiștii spun nu trebuie să vadă soarele, nici măcar noaptea, un mic bec sau o luminuță cât de mică, nici măcar de la stele, nu, niciodată, și nu trebuie udată, ea trebuie să stea în pământul uscat, pentru că acum e perioada ei de înflorire. Vedeți câte taine ascunde creșterea acestei plante și specialiștii ne vor vorbi și despre alte plante, cum ar trebui să le îngrijim ca să le avem frumoase de sărbători. Bună ziua, ne aflăm în seara domnului. Dumitrache Cătălin, iar Ghița Prahova. Am aflat eu despre dumneavoastră că ați trecut de la legume la flori. Spuneți-mi când ați luat decizia aceasta și de când ați pornit afacerea cu flori. Deci acum 7 ani a fost un hobby al meu, chiar dacă ne-a fost foarte greu, pentru că trecerea de la legume la flori nu este chiar simplu, pentru că floarea nu e legumă, ea trebuie să arate super și ușor, ușor, an de an, am reinvestit tot ce scoteam de pe flori. Reinvesteam din nou. De când aveți seram? De acum 7 ani. Acum 7 ani. Da. Deci acum 7 ani făceați legume. Da. Ce legume aveați în ardei. Seră? Doar ardei? Numai ardei. Ați lăsat aveam ardei? O suprafață de 8000 de metri de ardei la timpul ăla. Bun, și ați lăsat ardei și ați adus flori? Da, dar 3 ani de zile am mers și cu ardei și cu flori. Deoarece cheltuiala era foarte mare la flori, am început fără să ne dăm seama câte investiții vor fi pentru flori. Uh-huh. Și tot ce scoteam pe ardei, reinvesteam în flori. Vorbind acum de sera în care noi ne aflăm, văd că mergeți pe elemente simple, structură de lemn. Care este suprafața? Cum v-ați construit-o? Și să dăm câteva elemente pentru cei care ar fi interesați să o ia pe drumul pe care ați luat-o și dumneavoastră. Deci de ce am mers pe construcție de lemn? Pentru că astea deja existau. Și deja investiția era foarte mare la timpul respectiv, nu mai erau bani să mai faci și alte investiții. Ați păstrat ceea ce aveați de la da, ardei?
Și am plecat într-un necunoscut, fără clienți, fără nimic, să știu unde să vinzi marfa. A fost un început. Acum pe ce suprafață se întinde sera pe care o aveți? 5.000 de metri numai ce înverit. Da, și numai flori. Numai flori. Numai flori. Ce specie aveți acum? Specie este o gamă foarte mare, pentru că, ca să pronunț absolut tot, trebuie ce să mă gândesc. Aveți? Adică, Steaua Crăciunului care este acum, Sicramenul care va fi pentru decembrie odată cu această floare. Porumb începe pentru martie. Primura pentru martie. Porumb începe panseruța. Și toată gama de petunie, mușcată, verbena și sunt N. Le pregătiți de acum? Da. Unele da, unele nu. Uh-huh. Unele se pregătesc începând din luna ianuarie. Câte astfel de flori aveți, Steaua Crăciunului? Că vine momentul, deja la noi este o tradiție. Dacă nu e floarea Crăciunului, parcă nu este Crăciunul. Ne dorim cu toții să ne împodobim casa cu această floare superbă. Deci noi nu avem foarte multe față de acții producători. Asta este puterea noastră de vânzare. E undeva la 3.000 de bucăți. 3.000 de bucăți. Da. Cu cât le veți vinde? Deci un preț onorabil de angro va fi undeva la 15 lei, prețul de an detai va fi 20 la noi. Uh-huh. Și unde le veți vinde? Aveți piață de desfacere? Avem piață de desfacere, clienții care în cursul toamnei, cât au venit la crizantema, au văzut în ce stadiu este poinsetia și așteptăm să vină să... Sunt semne bune comenzi. Că veți da producția pe care semnele aveți. Bune la Crăciuniță este în primul rând ce va fi afară. Pentru că afară, dacă va fi foarte ger, riscăm să nu o vindem. De ce spuneți asta? Din cauza că e o floare sensibilă și dacă nu e o temperatură cu prus afară, nu se va poate vinde în piețe. Uh-huh. Și nu peste tot această floare se vinde numai în supermarketuri. A, deci vindeți și în piață. Adică angrosiștii care vin la noi vând și în piețe. Și dacă e frig afară, nu se va vinde. Da. Și dacă nu se va vinde până pe 25 decembrie, nu se va mai vinde. Care sunt costurile cu încălzirea? Deci costurile cu încălzirea sunt destul de mari, pentru că este o suprafață. Și față de ardei care puteai să cheltui cu încălzirea undeva la 2000 de lei. Pe lună? Aici, pe tot sezonul. Pe sezon. Da? Aici 50-60 de mii pe sezon. Pe sezon însemnând din ce lună? Începând din octombrie până când poate să fie și martie, aprilie. Aprilie, cum a fost anul trecut, am încălzit ceva și din mai. Și din mai. Da. Totuși, văd că vă mențineți în afacere. Ce vă determină să mergeți în continuare? Cu siguranță e profitabil. Deci este profitabil, dar nu mai putem să ne întoarcem la ce am făcut, din cauza că este o investiție de 7 ani, care a fost foarte greu de realizat și ar însemna să stricăm tot, care nu se mai poate. Este singura sursă de venit? Singura sursă de venit. Uh-huh. Vorbind tot de sera dumneavoastră, am văzut aceste picurătoare, nu? Cum aveți sistemul de irigare? Da, sistemul de irigare este automat. Sunt niște picurătoare. Aici are o ciupercă, uh-huh, la care distribuie apa exact peste tot. Este automatizată? Automatizată, dar simplu, pe bază de presiune. Aceste ciuperci dă apa care e nevoie, adică așa sunt ele concepute, ca la fiecare plantă, timp de o oră, dacă se rasă o oră, va curge 2 litri de apă. Uh-huh. Pe ce fiecare plântuță. Ce meserie? Mecanic energetic. Pe diploma mea, asta este. Felicitări! Și cum ați ajuns să vă ocupați de flori, de legume? Păi după Revoluție s-a dat totul peste cap. Și meserile noastre. Și meserile, și locurile de muncă. V-ați orientat. Și ne-am orientat la timpora. Spre zona de hobby, probabil. Da, vorbesc, mi-a plăcut. Deci, chiar n-am vrut să stau la servici, pentru că nu mi-a plăcut. Nu. Credeam că totuși acolo nu se face bani. Și
Am fost și un fel de om care mi-a plăcut să nu depindă nimeni. Ce profit vă aduce sera aceasta? Profitul este mare, dar și investițiile pe măsură. Ce ați spune celor care ar vrea să pornească la fel, să facă flori, să producă flori? Dacă nu pui suflet și nu-ți place să faci lucrurile ăla, nu o să realizezi nimic. Să presupunem că există acest ingredient. De ce ar mai avea nevoie? De bani, de timp. Cu ce sumă? Și în primul rând de sacrificiu. Punească. Deci a începe așa ceva, în primul rând sacrificiul este foarte mare. Sacrificiu pentru că de la început, sacrificiu de timp, pentru că la început nu cunoști nici pentru tine ceea ce trebuie să faci cu floarea. Da, păi să înveți partul. Și uneori trebuie să faci numai tu. V-aș ruga să mă învățați și pe mine, dar și pe cei care ne privesc, cum trebuie îngrijită floarea aceasta, Steaua Crăciunului? De Steaua Crăciunului, ea are un timp de vegetație și ea se va înroși în timpul care hibridul a fost conceput să înroșească. Deci prin înroșire ea va înflori, dar în ultima perioadă de cel puțin o lună și jumătate, li se administrează potasiu mai mult. Deci în momentul în care primim această floare, că de obicei ea este un cadou, da? Sau pur și simplu ne bucurăm și o cumpărăm singuri din piață, o aducem acasă, spuneți-mi dacă această trecere de la rece la cald îi face bine, îi face rău, trebuie să o protejăm în vreun fel, unde o poziționăm în casă? Deci nu trebuie căldură foarte mare, în schimb nici să nu ai mai puțin de 17-18 grade și nici să nu-i se administreze apă murtă, pentru că 99% din plante mor din cauza apei murte. Apei în exces. Pentru că, da, câtă apă ar trebui să-i dăm și când să-i dăm? E greu de spus, pentru că în casa omului nu e ventilația care este la noi, nu e atâta soare cât este într-o seră și uneori cere apă, uneori nu. Majoritatea clienților, când o vede atât de frumoasă, simte nevoie să-i dea apă tot timpul și din cauza asta ea va muri. Dar care ar fi semnul? Ar trebui să punem mâna la baza ei? Ar trebui să privim, ei, da, la baza să ei, să privim, dacă, să vedem dacă turba este uscată, atunci să ridică trebuie puțin ghiveciul în sus, dacă cere apă, îi se va da. Dacă nu, îi se va da ziua următoare. Deci regula este ca pământul să fie umed? Pământul să fie umed, dar nu în exces. Nu în exces. Da. Și îl lăsăm să se usuce, da, până la următoarea urare? Da, deci de fiecare dată planta trebuie să ceară apă. Că nici noi, dacă nu ne este, nu bem apă. E în regulă. Dacă o primim în luna decembrie, când trebuie să-i dăm potasiu? Potasiu nu mai, nu o să-i mai dați. Nu-i mai dăm. Nu, pentru că deja faza de înroșire pleacă de la noi din seră și ea până atunci va fi înroșită. Și pomă ea va intra într-o vegetație care va ține tot anul într-o vegetație verde, da, adică planta va fi verde tot timpul, decât anul următor, când începe să se scurteze ziua, că aici este și secretul înroșirii, da, când se scurtează ziua și nopțile sunt mai lungi ca zilele cu lumină, atunci ea se provoacă înroșirea. Se provoacă înroșirea. Da. Un singur lucru vreau să vă mai întreb, unde trebuie așezată în casă? În casă, nici în dreptul caloriferului, nici. Undeva unde să aibă puțină lumină și e bine și totuși și mai aproape de un geam, că să aibă totuși când se aerisește și aer. Aer, dar nu adică trebuie oxigen. Să fie soare plin, nu, direct nu, pe ea. Nu, soare plin nu. Deci e o plantă care în cursul verii, dacă bate soarele pe ea, nu o să o aveți. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații și sper din suflet să vă bucurați și dumneavoastră de zile frumoase de Crăciun alături de această plantă minunată. Mulțumim! Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sunt fericită că am petrecut împreună și această după-amiază specială. Sper să nu uitați niciodată să fiți mândri că sunteți români, să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate și să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta,
oriunde ne-am aflat. Toate cele bune!